Sindicaliștii din finanțe sunt nemulțumiți de deficitul de personal care există în toate structurile din țară, iar declarațiile publice privind reducerile de personal au creat mari nemulțumiri în rândul angajaților din sistem. În urmă cu câteva zile, reprezentanții Consiliului Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe au purtat discuții cu ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, căruia i-au adus la cunoștință că există premisele declanșării unui conflict de muncă la nivel național, care poate duce la blocarea activității de colectare și administrarea veniturilor la bugetul statului. Deocamdată să fac niște analize la nivelul Ministerului și ANAF-ului, cu privire la posturile vacante, noi suntem subdimensionați. Aici administrația financiară, toată lumea face de toate. Adică nu mai sunt separate compartimentele, ajutăm și noi colegii cu ce putem, da? Cam ăștia suntem. Dumitru Borodi a precizat că în schemă sunt prevăzuți 420 de salariați și în realitate sunt 350. Tot vacantat postul pe cale naturală. Unii au murit, alții s-au pensionat. Anul ăsta am avut 19 pensionări. Și mai avem și la anul, începând din ianuarie, februarie, începe să plece lumea în pensie. Media de vârstă e de vreo 42 de ani. Imaginați-vă că tineret nu prea mai avem. Rămâne de văzut ce va aduce perioada următoare, în condițiile în care problemele din sistem nu vor afecta doar angajații amintiți, ci și contribuabilii.